Sunt o prețioasă, din cap până în picioare. Văd. Sunt precious, eu mă simt precious. Mi-am dorit o ținută prețioasă pentru că eu oricum sunt o prețioasă. Pentru prima dată sunt însoțită, este o ocazie specială. Am venit... Stai puțin, dragă, stai puțin. Dar cine este domnul? Ne face nouă cunoștință? Da, este jumătatea mea profesională. Este vorba despre domnul Smiley, care astăzi nu vorbește nimic. Puțin golaș, așa. Mă, pe sexy, mami. Întotdeauna o femeie trebuie să fie puțin și sexy. Înțelegi? Da. Zi-mi care e cel mai prețios lucru pentru tine? În general, copilul meu, bineînțeles că cel mai prețios și la haine să știi că eu nu am lucrurile, să zic așa, la care țin foarte, foarte mult. Zi-mi care e cel mai prețios lucru pentru tine? Nu lucrurile materiale, în orice caz. Cred că soțul meu. Zi ceva să văd că ești tu! Îți arăt ceva ca să vezi că sunt eu. Da. Cum e? După atâtea luni la un eveniment mondan. Cam mersul pe bicicletă. Cât ți-a luat să te pregătești, să te aranjezi? Să... Cred că toată ziua de azi. Acum ce să mințim? Cu freza, cu machiajul, cu achiziția pantofilor, luatul ținutei. Ai ceva accesorii prețioase pe tine? Cât așa valorează toate? Sunt vreo... Cred că 60 de carate de diamante. Nu știu să calculez, dar da, valorează ceva. Precious, ceva precious. Din părți ai pus ceva. Da, nu am exagerat cu accesoriile. Am zis că e potrivit să pun ceva pe scalp. Ce este cel mai prețios pentru tine? Copilul meu și sentimentul pe care îl simt pentru el. Ia să te văd, să te văd. Ținuta la control, vreau să te văd. Atât s-a putut. Hai că s-a putut bine. Și eu zic că s-a putut foarte bine și tocmai de asta, mă, când ai prieten la care poți să apelezi, eu zic că lucrurile se rezolvă. Arăți ca o măicuță frumoasă. Asta era ideea? Am influențe din anii 70, așa se purtau fetele. Nu știu, mă, dar ești frumoasă din orice an. Walter de la televiziune vor să vorbească cu tine. Ah, uite și soția. Bună seara. Da. Și soția. Bună seara. Unde să mă ascund? Ce s-a întâmplat? La emisiune toată lumea vorbește, nu? Nu, nimic. Eu n-am văzut emisiunea. Nici eu n-am văzut. Nimic, numai fane și fane și fane. Ideea e că oamenii ăștia împlinesc mâine 14 ani de căsătorie. Ai vrut să mă aduci aici să demonstrez că mai există soția în peisaj? Nu, am vrut să te aduc aici că mâine împliniți 14 ani de căsătorie. Mai mult că există soțul din viață. 14 ani de căsătorie, mulți înainte. Mulțumim frumos, Cătălin, mulțumim pentru urări. Uite-te la domnișoarele acum pozează. Ele își fac un selfie. Vino mai pic. Ciucă, fii atent, Ciucă, aici trebuia să fii tu. Ciucă, te rog frumos, zoom pe domnișoara negru pentru Ciucă. Unu, uite cum pozează pe Instagram și ele nu știu că de fapt și noi le filmăm. Ciucă, ai lipsit de la petrecere. Gata, uite toate trei, la revedere. Hai. Uite cum își fac poze, fii atent, uite-te acolo la tipa, creață. Ah, zâmbiți, așa, e Instagram. Cătălin fashion ca niciodată. Nu, dar se vede că a fost făcut de asta, mă, nu te depărta, mă. Am și tăiat de pe Instagram, cine știe ce prostie zice. Arăt un pic de la gură ca să-și ia hainele astea, recunoaște. Bună seara. Sunteți de aici de la Panou. De la petrecere. De la Panou. Mi-am luat ajutor în această seară. Da. Nu că e bun să știi că e băiat muncitor, vine la timp, nu e ok. Da, da. E un oltete adevărat. Dar vreau să spun ceva, îmi place tare de Alexia. Da? Da. Bravo, îți mulțumesc. Și să știi că ea a promis în emisiune asta că mama ei o să ne aducă vinete. Dar mama ei n-a venit cu vinete. Am uitat complet. Tarta cu praz. Am uitat complet. Și tarta cu praz, da, mă rog. Am uitat, nu, hai că vă fac. Nu, chiar fac, dar am uitat, jur că am uitat. Sunt puțin prinsă cu papa, dar uite după ce pleacă papa, jur că vă fac praz și... Ce vreți voi? De papa, ne faci de papa. Da, vă fac de papa după ce pleacă papa. Perfect. Ioana, pe sub această rochie nu are nimic. N-am avut bani, nimic. N-am mai avut bani. Am luat o rochie așa de prețioasă când m-a lăsat fără chiloții. Alte vremuri, bă, băiatule. Alte vremuri. 2019. Nu mai, da, exact. Și la tine la fel? La mine, uite. Uite-te și la ea, cu fundul de fără. Ciucă, vezi de ce trebuie să vii aici? Dacă tot am ajuns aici, m-am gândit să-l rezolv pe Ciucă. Sărmâna, v-am dezechilibrat. Radu Ciucă, colegul meu de la emisiune, vrea să-ți transmită că el practic e neînsurat și câți ani ai, cum te cheamă și dacă vrei să te muți cu el la Orlea, nu, Ana? La Orlea, la... Ciucă,
Îmi pare rău, trebuie să refuz. Nu, te rog. De ce? Nu. Ba da. Nu. Ba da. Nu, n-ai cum să refuz. N-ai cum să refuz. Nu am cum. De ce nu? Am iubit. Ai prieten? Da. Cine? Nu pot să spun. Ciucă, îmi pare rău. Știi cum zice Smigel cu inelul? My precious. I'm not my glam, așa. Da, ești bine. Mulțumesc frumos. Spune-ți în care este... Stai mă, nu sunt mine? Ba da, dar tu unde ești? Wow. Ești fashion, ești tot ce trebuie, ești... Da, ai zis și noapte, da, mersi. Dar spuneți-mi că tot e tema asta precious, care a fost cel mai prețios moment pentru voi? Venirea pe lumea copiilor. Da. Am răspuns eu primul, bingo! Când am născut... Am văzut că în seara asta s-a reunit gașca de la fermă, o parte din gașca de la fermă. Cum a fost revederea? Nu recunosc pe nimeni, oamenii sunt schimbați, cam figuranți, da, e ok. A râs ca un bibelou. Băi, acum l-am văzut pe... Nu, este Josephine, Cătălin. Este... Cine? Josephine Levrădu de Șampani. Găina pentru evenimente cu tematica precious. Să știi că arăți foarte bine. Vreau să... Pe mine mă depășește seara asta. Prea multe persoane excentrice, așa. Hai, lasă că arăți destul de bine. Ia să ai, stai. Destul de bine, da. Nu e suficient, Iulia. Bine, Cătălin, arăți foarte bine, dar nu vreau să-ți o iei în cap acum. Da, atât am avut de zis. Dar ce apariție! Adică ce? Mamă! Vreau să știu dacă i-ai trimis poză lui Laur cu ținuta. Normal, și cu părul ăsta am trimis, ce crezi? Lasă părul, că nu cred că mai observă nimeni părul. Da, și sunt ai mei foarte mândri de mine. Uite, fac o piruetă să mă vadă Măruță. Ia, Măruță, fii atent aici. Dar cine putea să tragă concluziile serii legate de fashion mai bine decât inegalabila Iulia Albu? Zi-mi și mie ce ai văzut. Am leșinat, noroc că, da, Luluța m-a salvat. Mai am văzut o ținută pe Vica. Am mai văzut-o pe Oana Roman, era îmbrăcată în verde, deci din start, nu? Cred că nu s-a înțeles tematica cu prețios, știi, precious. Hai, uite, a venit și Iulia, vânturi. Da, păi mă așteptam la o apariție ceva mai opulentă, având în vedere că vine de la Bollywood, dragă, și acolo este cu multă sclipire și multă strălucire și multă opulență. Dar a venit îmbrăcată într-un cearșaf. Da. Urâțel și albastru pe deasupra.